Salut, eu sunt Vasco, iar astăzi o să reacționăm la copiii ăia extrem de bogați, alintați și în același timp foarte proști. Îmi pare rău, chiar nu am putut să mă abțin. Faza e că ăștia sunt tipul ăla de copii care suferă și se flexează pe snap-ul ce au, dar de fapt fără părinții lor ar fi niște nimicuri. Eu personal îi urăsc pe ăștia, mai ales când știu că s-au născut în niște familii bogate, n-au făcut nimic toată viața lor și ei se flexează, mă. Mai și râd de persoanele normale, știi? Dar înainte să începem, vreau să vă recomand o aplicație care mi s-a părut destul de interesantă și utilă. Se numește AppPower Mirror. Pe scurt, această aplicație îți permite să-ți vezi ecranul telefonului pe PC și în același timp ai posibilitatea să-l înregistrezi. Gen, dacă vrei să joci ceva joc de pe telefon pe un ecran mai mare, voila! Are și funcția Game Keyboard. Deci dacă ai un Android, poți folosi mouse-ul și tastatura pentru o experiență mai plăcută când te joci. Pe lângă asta, poți și să-ți folosești PC-ul de pe telefon. Dar, sincer, nu înțeleg de ce ai avea nevoie de așa ceva. Bine, poate doar dacă te uiți la un serial și țele te dai jos ca să schimbi următorul episod, o poți face direct de pe device-ul tău. Faza mișto e că are mult mai multe funcții decât v-am zis eu acum. Ca să o descărcați, trebuie doar să intrați pe www.apowersoft.com sau să dați click pe linkul din descriere. Recomand cu încredere. Presimt că o să mă enervez extrem de mult în episodul ăsta, nu știu de ce. Prima poză, back to school, cu avionul privat. Vi se pare normal? Mie nu prea. Eu, de exemplu, nu-mi permiteam nici cu autobuzul să merg la școală și ăsta merge cu avionul privat. Nu e corect. De dracu, bun pariu că dacă maică ta sau taică tu nu aveau bani, mergeai și tu pe jos, na. M-am gândit să încerc mâncarea de țărani. Wow! Realizezi că ești sărac când și mâncarea de la Mac e scumpă pentru tine. Am rămas fără farfurii. Da, și de ce să nu folosim niște tablete? Wow, ce idioți! Finally home! Frate, am o întrebare, dar pe la școală când treci? Păi așa se scrie finally. Eu v-am zis, copiii ăștia bogați și alintați or să fie mereu mai proști decât ăștia normali. Pentru că ei nu știu cum e viața adevărată. Eu când eram mic mergeam cu ai mei la prășit pe câmpii. Ăsta trăiește în miere, la ce să te aștepți? Doar ce mi-am luat alocația săptămânală, țărane! Hai de capul meu, ce cancer sunt ăștia! Păi eu înțeleg, ai bani, ai viața perfectă, dar chiar trebuie să suferi în halul ăsta? Learning to drive într-o mașină de câteva sute mii de euro. Și pe mine mă așteaptă o Dacia acolo să-mi iau permisul. Doar țăranii folosesc blocurile de Jenga. Îmi dau seama, când ai 10 telefoane, de ce ai mai folosi blocurile de Jenga? Stăteam și mă gândeam, oare eu, dacă m-aș fi născut într-o familie foarte bogată, aș fi la fel atât de cancer? La shopping cu tati. Frate, poți să-l întrebi pe taică tu dacă ar vrea să mă adopteze. Într-o zi vreau să fiu atât de bogat încât să-i consider pe ăștia săraci! Mama a zis să nu dau firmituri pe jos. Și tu ca un om bolnav folosești... A, stai că tu-ți permiți încă 50! Hârtia de WC-ul la școală. Nu. Să-mi dai mie, te rog, după ce te ștergi, bine? Urăsc să fiu bolnav. Vai de capul meu cu banii sunt acolo. L-am vrut galben. Părinții sug. Mamă, păi dacă era ăsta copilul meu, îi dădeam un pumn în cap și îl trimiteam la orfelinat. Am zis că vreau să mănânc înăuntru. Tati, eu chiar vreau să mănânc înăuntru. Nu vreau să văd priveliștea aia. Hai înăuntru. E urâtă, vreau să mănânc înăuntru. Copile, să știi că nu te suport. Sper ca proful de mate să accepte asta. Ai rămas fără foi, a? Puu, săracul dracu. Transportul public e dezgustos. Ok, aici sunt de acord. Nici eu nu sunt mare fan transport public, deci e ok. Îl înțeleg pe tip. Transportul public mi se pare oribil. Mai ales vara. Tati ne-a luat doar o casă cu 4 etaje. Ce trist. Eu am vrut să aibă, sincer, vreo 10-20 de etaje. Dar tati a luat doar cu 4. Pișamaș pe tine, copil crescut în puf. Există oameni care trăiesc în străzi și tu te plângi de un apartament cu 4 etaje? Vai, ce m-a enervat ăsta. Fucking zgrietură. Îmi trebuie unul nou. Boss, unde vezi tu zgrietura? Da, chiar îți trebuie unul nou. Acum! Adică chiar e urâtă zgrietura aia microscopică. A cincea casă, cea mai mică dintre toate. Doamne ferească Dumnezeu. Străzile nu sunt pentru mine. Ups,
Cred că îmi trebuie un nou Lamborghini. Frățică, tu te auzi ce vorbești? Sunt doar niște strop de ploaie, de ce ai vrea un nou Lamborghini? Ah, uitasem. Te în gură de bogătan. N-am putut să mă decid, așa că tati mi le-a luat pe toate 5. Vasco, stai calm, stai calm. Nimeni nu era cu mine în lift, deci n-am avut pe cine să impresionez când am apăsat pe butonul apartamentului meu, la etajul 20. Bună asta. Dar totuși, chiar trebuie să fie așa suferință. Cel mai tare cadou ever. Thanks, Dad! Bro, ai 16 ani, nici nu ai permis. Gen, e degeaba mașina aia acolo. Mai ai de așteptat 2 ani. Doar 2100 de dolari pentru ziua mea. Mulțumesc, tati. Mamă, păi vezi ce te bat eu acum. Copile, eu de ziua mea nicio bancnotă de aia nu primeam. Eu beau doar apă care costă 3 cifre. Wow! Deștept eu făcut măta, mă! Cheltuiești banii! Pentru mine, apa de la robinet rămâne cea mai bună. Eu, pe lângă că sărac, mai ies și zgârcit. Foarte rare ori îmi iau apă de la magazin. Mi se pare normal, de ce să mai dau bani pe o apă pe care o am gratis acasă, nu? Mersi pentru banii de buzunar, tati! Bani de buzunar, zici? Deci dacă-s bani de buzunar, bănuiesc că-i cheltui într-o noapte. Ce faci într-o noapte cu atâția bani? Mergi la curvă?